Proiectul Moștenirea Culturală Castelul Corvinilor, Muzeul Casa Breslelor a fost lansat astăzi la Castelul Corvinilor, unde a avut loc o conferință de presă în care au fost prezentate obiectivele, relevanța proiectului, activitățile, rezultatele și beneficiile pentru grupul țintă care derivă din implementarea proiectului. Da, Muzeul Casa Breslelor face parte dintr-un concept de a pune în valoare clădirile aflate în imediată apropiere a castelului. Este un prim proiect, sper, finanțat din fonduri norvegiene. Ne dorim foarte mult ca această relație cu acești finanțatori să continue și în anii următori. Valoarea totală a proiectului este de 937.000 de euro, iar timpul de implementare 11 luni. În Casa Breslelor, vizitatorii vor putea vedea cum se făceau pe vremuri scuturi, arme, cămăși din zale, dar și alte obiecte medievale. Proiectul pe care l-am demarat astăzi, de fapt la care am anunțat în această conferință de presă începerea proiectului, vine să completeze oferta turistică pe care are Hunedoara și Castelul Corvinilor și face parte din proiectele primăriei și a castelului de a restaura și reabilita și pune în valoare și zona din prejurul Castelului Corvinilor, iar această casă administratorului se află chiar în curtea Husarilor, chiar la intrarea în curtea Castelului Corvinilor și vine să completeze oferta turistică și culturală, bineînțeles, a Hunedoarei pentru viitorii vizitatori. Este un punct de plecare în a ilustra breslele de aici, neglijate de către, hai să zicem, și istorici, dar și de către comunitate datorită apariției acestui combinat siderurgic care a eclipsat tot ceea ce era în jur. După cum ați observat, exact acest segment lipsește din actuala Casa Breslelor, dintr-un motiv bine întemeiat. În primul rând, la momentul acesta avem în depozitele muzeului exponate care țin doar de aceste bresle, asta este pe de o parte, dar pe de cealaltă parte, unul dintre obiectivele Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie, recent înființat, este și, cum să mă exprim mai corect, reînființarea, dacă doriți, a Muzeului Fierului, ca secție a acestui muzeu. Este vorba despre breslele țesătorilor, cojocarilor, tăbăcarilor și cizmarilor. Aceste bresle vor fi ilustrate în respectiva casă, iar pe lângă ei, așa cum am spus și mai devreme, va fi creat și un stand de lucru pentru meșteșugării romi, care de obicei nu erau prinși în aceste bresle meșteșugărești. Proiectul Muzeul Casa Breslelor este finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia.